În total, 30 de grădinițe și instituții de profil din întregul județ s-au pregătit și au participat astăzi la Târgul Micilor Întreprinzători din Grădina Romei. Produse de patiserie, coșulețe, felinare și cele mai colorate obiecte la care v-ați fi gândit vreodată, toate au fost făcute de mânuțele preșcolarilor sătmăreni. Lansuri, lănțișoare, papioane. Am făcut și păpuși din făină. Modelină. Și avem păpuși modelină. Avem și papioane. Am făcut multe lucruri. Și ăsta e de pictură. Cănucă. Și avem și cane. Cani. Avem și vaze pentru speriat de Halloween. Eu mă arată zucărară mingea mea. Cu doamna Loredana. Eu am făcut un nivel cu flori. Unii au învățat chiar și să gătească, așa că și-au deschis o plăcintărie pentru gurmanzi. Grădinița dumneavoastră minunată, eu zic că a avut un plan de afaceri temeinic. E vorba de plăcintica din cuptor. Știu că domnul primar ne-a și dat, a făcut o investiție de 50 de lei, am fost tare mândri. L-am așteptat astăzi în Grădina Romei să-i oferim o plăcintă, fie ea cu varză, cu ceapă sau cu brânză. Afacerea se pare că a fost profitabilă, câștigul a fost de 661 de lei. Scopul a fost acela de a educa pe cei mici într-un mod practic. Astfel ei au reușit să vadă care sunt secretele unui business de succes și ce rol joacă marketingul atunci când încerci să obții un profit. Am avut această idee de a învăța pe copii și altfel de lucruri cu un caracter mai aplicat. Acest proiect vizează educația antreprenorială și financiară a copiilor. Copiii au avut de făcut niște lucruri minunate, respectiv să gândească o afacere, să vadă dacă este profitabilă, să sondeze piața, apoi să investească și prin muncă, că de fapt asta subliniem, prin muncă asiduă, să vadă că se pot realiza niște lucruri. Și atunci asta s-a făcut astăzi aici, asta este finalitatea, copiii au muncit, dar se pare că o să culeagă roadele. O parte din profitul obținut de cei mici va fi reinvestit, în timp ce unii s-au gândit chiar și la variantă de economisire care să le aducă o dobândă bunicică. Cei mai mulți, în schimb, și-au dorit ca după munca dificilă de întreprinzător să își facă un cadou, și anume o bine meritată excursie, jucării sau aparate de joacă pentru curtea grădiniței. Unii mai caritabili au dorit ca întreg profitul să meargă spre cei mai puțin norocoși.